stimați elevi și bine ați venit la o nouă lecție virtuală. Subiectul lecției de astăzi este componentele mediului geografic abiotice, biotice și antropice. Împreună cu dumneavoastră astăzi în cadrul lecției o să analizăm funcțiile acestor componente ale mediului și interacțiunea dintre ele. Deci să începem. Mediul geografic este alcătuit din trei tipuri de componente. Avem componente abiotice, precum este relieful, rocile, aerul, apa, solul, componentele biotice, plantele, lumea animală, microorganismele și componentele antropice, din care face parte omul și activitățile acestuia. Fiecare component în mediul geografic exercită o funcție aparte și toate componentele interacționează între ele. Componentele abiotice. Din componenta abiotică face parte relieful. Dumneavoastră, stimați elevi, cunoașteți că formele de relief pot fi majore, medii, micro, sau relieful poate fi de munte, de podiș, de câmpie și de deal. Stimați elevi, care sunt funcțiile reliefului sau ce funcții dumneavoastră cunoașteți? Cu siguranță că v-ați gândit că relieful este utilizat în scopuri recreative. Drumețiile sau practicarea sporturilor de iarnă, munții Caucaz, munții Carpați, munții Alpi. Relieful creează o zonalitate pe verticală, datorită scăderii temperaturii. Și desigur că munții formează bariere climatice, biogeografice și de trafic. Vă propun să analizăm o scurtă secvență video. Se cunoaște că la fiecare kilometru de altitudine, temperatura aerului scade cu 6 grade Celsius. Dacă la poalele muntelui e plus 24, la înălțimea de 4.000 de metri este 0 grade. La altitudini mari, zăpada se păstrează de la un an la altul. Munții joacă un rol în formarea climii, stopează deplasarea maselor de aer, cărora le este dificil să depășească vârfurile. Versanții montani cu orientare diferită primesc cantități diferite de precipitație. Pe de o parte mai multe și pe de cealaltă parte mai puține. Resursele minerale. Din regiunile montane se extrag resurse minerale precum este aurul, cupru, uraniu. În imagine aveți reprezentată o carieră de extragere a aurului și desigur că relieful influențează asupra repartiției și densității populației. Stimați elevi, pe ce forme de relief se concentrează un număr cel mai mare a populației și de ce? Cu siguranță că aici o să vă gândiți la regiunile de câmpie, care sunt foarte favorabile pentru dezvoltarea agriculturii, așezările umane și urbane. La fel este o componentă abiotică. Atmosfera reprezintă învelișul de gaze al Pământului și se menține datorită forții de atracție a acestuia. Atmosfera constituie un înveliș vital pentru dezvoltare și menținerea vieții. Care este rolul acestuia? În primul rând, are loc formarea vremii și a climii. Se determină gradul de umiditate a solurilor și dezvoltarea anumitor culturi agricole. Precipitațiile atmosferice influențează asupra debitului râului, asupra modului de alimentare. Și dacă o să comparăm râul din zona ecuatorială, de exemplu, râul Amazon, cu un debit înalt pe tot parcursul anului și cu un tip de alimentare pluvială, cu râul Lena din zona temperată, aici tipul de alimentare deja se schimbă. Nu mai este tipul de alimentare pluvial, dar este tip de alimentare mixt. Râurile din zona tropicală vor avea un debit scăzut pe tot parcursul anului. Și desigur că atunci când vorbim despre atmosferă, nu uităm de fenomenele meteorologice cu scop stimulativ, precum este roua, sau cu rol destructiv, precum este grindile. Componenta hidrică. Apa a apărut la începutul etapei geologice a Pământului și tot viața s-a dezvoltat și a apărut în domeniul acvatic. Care sunt funcțiile apei? În primul rând, apariție și menținerea vieții pe Pământ. Apa deține un mare potențial energetic. Hidrocentralele produc energie electrică cu 30% mai ieftină decât termocentralele și nu poluează aerul. Aici putem să menționăm cea mai mare hidrocentrală din lume, hidrocentrala 3 de Filei din China, dar și pe teritoriul Republicii Moldova. La fel avem hidrocentrală, hidrocentrala de la Dubăsari. Apa este un agent modelator al reliefului.
pentru că atunci când are loc scurgerile râului, ele formează forme de relief precum văile râului. Valea poate fi de tip chei, de tip canion în defileu. În imagini aveți reprezentat Marele Canion Colorado, care reprezintă și un potențial turistic important. Stimați elevi, numiți și alte forme de relief create de apele uscatului. Cu siguranță că v-ați gândit la cercul glaciar, la valea glaciară și la unele peșteri. Desigur că o altă funcție a apei este că asigură căile de navigație. Transportul pe apă este considerat ca fiind unul din cele mai ieftine tipuri de transport. O altă componentă abiotică pe care o să o analizăm în cadrul lecției este componenta edafică sau solul. Solul este veriga care unește componentele abiotice, biotice și antropice și tot solul s-a format datorită interacțiunii acestor componente. Vă propun să analizați și imaginea. Solul exercită mai multe funcții. În primul rând este un laborator în care are loc absorpția și putrefacția substanțelor. Tot aici se formează humusul. Solul asigură producția de biomasă agricolă și sildică și, desigur, conduce energia de la suprafață spre interior și invers. Dacă am analizat funcțiile componentelor abiotice, trecem la componentele biotice. Componentele biotice se deosebesc în dependență de modul său de nutriție. Astfel avem descompunători, reducători, ca bacteriile, producători, plantele, consumatori de ordinul 1, ierbivorile, consumatori de ordinul 2, carnivorile și consumatori de ordinul 3, omnivorile. Și atunci când vorbim despre componentele biotice, apare noțiunea de ecosistem. De fapt, ce este ecosistemul? Ecosistemul este interacțiunea dintre biocenoză sau plantele și animale și biotopul sau habitatul acestor. Care sunt funcțiile componentelor biotice? Vom începe cu una din cele mai importante funcții, este că plantele îmbogățesc aerul cu oxigen. Vă propun să analizăm o scurtă secvență video. Fotosinteza este procesul utilizat de către plante și alte organisme ce convertește energia luminoasă. Plantele absorb CO2 și elimină oxigen. Rolul plantelor în istoria evolutivă a lumii este foarte complex, pentru că ele au transformat atmosfera Pământului într-o atmosferă ce putea să susțină regnul animal. Componentele abiotice formează scoarța de alterare sau duc la formarea reliefului. Și aici vă aduceți aminte de relieful biogen, precum mușuraile de furnici, de termite, galeriile subterane. În imagine aveți reprezentat un atol, insulă de coral. Tot organismele vii formează roci, vorbim despre roci organogene. În imagine aveți reprezentat calcarul. Dar un alt exemplu poate fi și cărbunele. Dacă am analizat funcțiile componentelor abiotice și biotice, trecem la componenta antropică. Componenta antropică este cea care a modificat cursul râurilor și reliefului. A transformat mediul natural în mediul antropic. A creat așezările umane, rurale și urbane. Omul, de fapt, este atât creația, cât și creatorul mediului înconjurător. Și tot omul este cel care a generat apariția imenselor mase de deșeuri. Și vă propun doar o scurtă informație să o analizăm. 1 milion de sticle de plastic sunt cumpărate în întreaga lume în fiecare minut. Vă imaginați ce cifră colosală este aceasta. Dar plasticul ucide mai mult de 1,1 milioane de păsări marine și animale în fiecare an. Stimați-le! Propuneți, vă rog frumos, 2 măsuri care ar putea duce la reducerea consumului de plastic de către oameni. Cu siguranță că o să găsiți nu 2 măsuri, dar 3 și 4 și 5. Și tot aici vreau să vă invit la o provocare. Vă propun să analizați transformările mediului natural în localitatea natală, în Republica Moldova și în diferite regiuni de pe teren. Cu siguranță că o să găsiți foarte multe transformări. Așadar, suntem pe punctul de a finaliza lecția. În concluzie, vă putem spune așa că toate componentele abiotice, biotice și antropice organizează mediul geografic.
și toate acestea își au un rol aparte sau o funcție în cadrul acestui mediu, desigur că toate componentele interacționează între ele. Și lecția de astăzi vreau să o finalizez cu o maximă că întregul univers de fapt ce este, este o singură familie. Vă mulțumesc pentru atenție, lecția noastră a noastră.